Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi, așa cum v-ați dat deja seama, vom testa noul Jeep Compass. De la început, cred că este bine să încadrăm Jeep Compass într-o anumită clasă, ca să ne dăm seama cu ce anume comparăm această mașină. Jeep Compass este propunerea pentru segmentul C, pentru segmentul SUV-urilor compacte a producătorului american. Bine, în această instanță, producător american s-ar putea să fie un pic exagerat, având în vedere cum e produsă mașina asta și pe ce platformă, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Acestea fiind spuse, Jeep Compass țintește un segment extrem de popular în Europa, un segment extrem de disputat, și în care în România cel puțin avem câțiva campioni ai vânzărilor indiscutabili. Vorbim despre Volkswagen Tiguan, vorbim despre Nissan Qashqai, vorbim de modele precum Kia Sportage, vorbim despre modele precum Hyundai Tucson, vorbim despre modele precum Mazda CX-5. Deci este un segment foarte populat, foarte disputat și extrem de popular în România și în Europa și în jurul lumii în acest moment. Jeep Compass a ajuns la a doua generație deja și a doua generație a primit un facelift anul acesta, fiind lansată inițial în 2017. Și din punct de vedere vizual, diferențele sunt mici, sunt foarte mici. În partea din față veți observa niște faruri puțin redesenate, cu semnătura luminoasă mutată în partea de sus. Cele pre-facelift aveau semnătura luminoasă în partea de jos. Veți observa o bară subtil redesenată care va avea un design mai mult diferit sau mai puțin diferit în funcție de nivelul de echipare pe care îl alegi, în timp ce grila a rămas practic la fel pe modelele facelift. Și din punct de vedere al designului, trebuie să recunosc că îmi place foarte mult compasul. Are o aliură foarte masivă, agresivă, masculină așa pe drum și e un pic diferit față de asiaticele și europenele pe care le știm deja în acest segment. Mi se pare că are foarte mult caracter. Din lateral veți observa aceste protecții de noroi în jurul aripilor care erau și pe modelul pre-facelift. Nu s-a schimbat foarte mult lucru din punct de vedere al designului din lateral. Mașina pe care o testăm noi în schimb are niște jante opționale pe 19 care, spre surprinderea mea, chiar am fost surprins de chestia asta, vin cu cauciucuri Michelin Pilot Sport 4. Și dacă te uiți în configurator, pentru modelul Limited pe care l-avem noi aici, asta este echiparea Limited, te costă undeva la 400 de euro să-ți pui roțile pe 19 față de cele pe 18 care vin standard. 400 de euro, păi numai cauciucurile cred că costă mai mult de 400 de euro ca diferență față de cele pe 18, practic primești jantele pe 19 gratis. Da, foarte impresionat de această opțiune a celor de la Jeep. Îmi place că avem suprafețe vitrate destul de generoase de aici din lateral. Pe lângă aceste suprafețe vitrate avem și uși care coboară destul de mult, dar nu acoperă pragul, iar în zona de jos veți observa bucăți de plastic mat care sunt puse acolo să protejeze caroseria în cazul în care vrei să scoți mașina asta în off-road. Și încă un avantaj pe care îl are Compass față de majoritatea rivalilor este că are cea mai înaltă gardă la sol din segment. Are aproape 20 cm de gardă la sol, 19,8 cm. Majoritatea rivalilor sunt sub 19 cm din acest punct de vedere. Deci, da, foarte impresionant și cred că se ridică la nivelul numelui mașinii și nivelul brandului, pentru că până la urmă avem de-a face cu un Jeep. Pe de altă parte avem și câteva dezamăgiri despre care vom vorbi puțin mai târziu. Iar în partea din spate, diferențele sunt extrem de mici față de modelul pre-facelift, limitate doar la bara din spate care a căpătat pe modelul nou o grilă subtilă undeva la mijloc, dar cam atât. Portbagajul lui Jeep Compass are 438 de litri, are o podea dublă și o buză de încărcare care poate fi mai mare sau mai mică în funcție de nivelul la care setezi tu podeaua. Dar pe toate modelele primești scaune rabatabile în partea din spate, fracționat 60-40, astfel încât să obții până la 1600 de litri de stocare atunci când le pliezi.
schimbările cu adevărat majore în modelul facelift s-au întâmplat la interior. Avem de-a face cu planșe de bord complet nouă, un instrumentar de bord complet nou, un sistem de infotainment complet nou, un sistem de control al sistemului de climatizare complet nou, un volan complet nou. Deci avem cam tot modificat aici în fața șoferului și sincer, îmi place. Îmi place foarte mult cum arată, mi se pare o abordare diferită față de tot ceea ce găsești pe rivalii tradiționale al lui Compass de pe piața din România. Mi se pare o abordare curajoasă și sunt impresionat de calitatea percepută la interior. Plasticul de pe uși este moale în partea de sus, moale în partea din mijloc și tare în partea de jos. Nicio problemă, toată lumea face chestia asta, dar se simte foarte bine. La fel, cotiera îmbrăcată în piele. Pe modelul de față avem scaune îmbrăcate într-o combinație de piele și stofă, care sunt incluse pe pachetul Limited și se simt foarte bine. Pielea asta se simte foarte moale la atingere, totul e calitativ super ok pentru segmentul ăsta de preț, bineînțeles. Chiar și pe bord avem această zonă îmbrăcată într-o imitație de piele, asta nu știu dacă este piele naturală, cu o cusătură reală, nu imitată. Partea de sus a bordului e îmbrăcată într-un plastic, dar este plastic moale și tot designul mi se pare super simplu și ușor de folosit, ergonomic, intuitiv. Îmi place foarte mult faptul că avem aici un panou pentru controlul sistemului de climatizare foarte ok, cu butoane, nu avem ecrane și așa mai departe, deși sistemul de infotainment îți permite să reglezi și temperatura. Practic, în Jeep Compass ai la alegere două variante, un ecran de 8,4 inch sau un ecran de 10,1 inch aici în această zonă. Îmi place că noi avem versiunea de 10,1 inch, are o rezoluție foarte bună, răspunde foarte bine la comenzi și este sistemul Uconnect pe care l-am avut și pe Fiat 500e. Vă las aici un link către testul cu acea mașină și acolo am fost impresionat de sistemul de infotainment care funcționează foarte, foarte bine. Și bineînțeles, orice variantă alegi, că mergi pe varianta de 10,1 inch, că mergi pe varianta de 8,4, vei avea Apple CarPlay și Android Auto oferite gratuit. Și atunci nu te mai interesează foarte mult de cum se mișcă sistemul, dar per total vă spun că se mișcă foarte, foarte bine. Iar aici sub el avem niște scurtături pentru anumite funcții ale mașinii, sistemul de start-stop, DSC și așa mai departe. Pe lângă toate asta, mai avem și un instrumentar de bord nou, care în versiunea de bază are, dacă mi-aduc eu bine aminte, 7,1 inch, dar noi avem versiunea extinsă de 10 inch și aici, care arată iarăși foarte bine, îmi place că este foarte customizabil, poți să-ți alegi tu informațiile care să fie afișate pe ecran și sunt o sumedenie, poți să alegi cât de mari să fie ceasurile, deci vitezometru și turometru, poți să alegi o versiune digitală în care să nu te intereseze turometru, ci doar viteza, ai foarte, foarte multe opțiuni. E o critică pe care o fac eu, de exemplu, unui producător premium precum BMW, care și el are un instrumentar de bord digital, este faptul că nu îți permite, deși ai de-a face cu un ecran, nu îți permite să reglezi tu ecranul ăsta așa cum vrea sufletelul tău, să vezi fix ce informație vrei, ești foarte limitat pe mașina aia. Aici nu avem probleme de genul ăsta. Și e o chestie pe care o văd din industrie în ce în ce mai des și aplaud producătorii că adoptă aceste tehnologii și îți oferă libertatea de a le face ale tale. Volanul e și îmbrăcat în piele cu aceste cusături contrastante în culoarea caroseriei, foarte ok, butoanele sunt fizice, mulțumită domnului, ușor de folosit, intuitive. Pe partea dreaptă avem butoanele pentru sistemul de asistență la rulare, pe partea stângă butoane referitoare la instrumentarul de bord și deși inițial am crezut că pe volan nu ai butoane pentru funcțiile multimedia, le-am găsit aici în spate. Pe partea stângă poți să alegi sursa și piesa și pe partea dreaptă ai butoane pentru volum. Consola centrală, din păcate, are foarte mult plastic lucios, pe care îl vei găsi și pe aici. Va aduna amprente și praf, nu e neapărat singura mașină care are problema asta. Mi-ar fi plăcut ca aici, în zona asta, să avem un plastic de calitate ceva mai bună. E un plastic ceva mai rigid, care nu știu cum va rezista în timp, dar nu e cea mai mare problemă. Aici avem un priză de încărcare wireless și doi conectori, unul USB Type-C, unul USB Type-A, două suporturi de pahare, o cotieră. Totul este super ok și îmi place faptul că avem buzunare destul de mari noi și pentru sticle ceva mai generoase. Proba de foc pentru mașinile din segmentul ăsta vine atunci când mă urc eu în spate. Pentru că, așa cum știți, nu sunt un om tocmai micuț. Am undeva la
1,84 și 120 de kilograme și mașinile de obicei au o problemă în a mă acomoda în întregimea mea, în partea din spate. Dar iată că Jeep Compass nu are o problemă din acest punct de vedere. Chiar aș putea zice că stau bine, loc la genunchi. Ăsta este scaunul reglat în poziția mea confortabilă la condus. Deci loc la genunchi am. Loc la cap, dacă stau complet drept, da, ating puțin, dar mă pot lăsa un pic mai jos pentru că îmi permite distanța până la scaun și pot să stau destul de confortabil. Avem și o cotieră cu două pahare și aș putea călători confortabil aici pentru distanțe ceva mai lungi. Calitatea materialelor din spate este fix la fel, mai puțin pe uși unde, spre deosebire de portierele din față, aici în spate avem plastic tare pe toată suprafața panoului ușii. Doar partea mediană are piele, în rest plasticul este ceva mai rugos. Dar nu e neapărat o problemă și aici avem o priză de 230 de volți. Mai țineți minte când vă spuneam că vedeam toți review-uri că laudă Honda E că are acest tip de priză în mașină, de parcă era ceva nemai văzut, și vă spuneam că există pe multe mașini chestia asta. Uitați că până și Jeep Compass are așa ceva și n-a mai țipat tot internetul să vorbească despre această opțiune. Da, cam așa stă treaba și în spate. Hai să ne urcăm și la volan să vedem cum se conduce și partea tehnică a noului Jeep Compass. Surprinzător sau nu, platforma tehnică a lui Jeep Compass este folosită și pe niște modele la care unii dintre voi probabil nu v-ați aștepta. Printre ele veți găsi Fiat 500 de exemplu. E o platformă globală, după cum știți, Jeep face parte din concernul FCA, care de curând a făcut o fuziune cu grupul PSA și acum se numesc Stellantis. Dar deocamdată nu avem mașini dezvoltate de cele două concernuri împreună. Deci Compass-ul, fiind lansat în 2017, folosește o platformă ceva mai veche, dar la bază este o platformă cu tracțiune pur față. Nu ar trebui să vă surprindă asta, pentru că este o rețetă aplicată de cei mai mulți producători în acest segment. Pentru că clienții nu cer în mod special aceste SUV-uri compacte pentru că au nevoie de tracțiune integrală. Așa cum știți și am mai vorbit despre chestia asta pe canal, oamenii preferă SUV-urile și crossover-urile în acest moment din alte motive, cum ar fi poziția mai înaltă la condus, vederea mult mai bună a drumului, senzația de siguranță la volan pentru că stai în ceva mai mare și mai înalt, precum și spațiul suplimentar pe care ți-l oferă. Gândiți-vă, de exemplu, pentru că vreau să folosesc niște mașini mai populare, diferența dintre Golf și Tiguan. Cam asta este. Nu neapărat faptul că Tiguanul are tracțiune integrală sau nu. Și aici ajungem la prima parte mai puțin plăcută despre Jeep. După cum vă spuneam, platforma adăpostește în mod principal mașini tracțiune față și motoare montate transversal. Asta este și Compass-ul în România. Momentan nu prea poți să ți-l cumperi cu tracțiune integrală decât dacă mergi pe versiunea cu setup plug-in hybrid. Și atunci avem o poveste foarte similară cu ce găsești pe modelele de la PSA, coincidență sau nu. Știți probabil din review-ul cu Opel Grandland pe care l-am publicat de curând, sau cu Peugeot 3008 sau cu Citroen C5. Acolo toate aceste mașini sunt tracțiune pur față și pot deveni tracțiune integrală dacă ții versiunea plug-in hybrid, care vine cu un motor electric pe puntea spate și transformă vehiculele în mașini cu tracțiune integrală, fără a avea nevoie de un cardan între motor și puntea spate. Da? Deci doar includerea unui motor electric pe puntea spate transformă mașinile în tracțiune integrală atunci când e nevoie, pentru că ele în mod normal vor merge în continuare transmițând puterea exclusiv roților față. E același lucru și pe Compass, care a primit acum de curând o versiune care se numește 4XE, care este un plug-in hybrid cu motor pe punte spate, poate fi achiziționat cu același motor termic sub capotă, dar cu puteri totale combinate de 190 sau 240 de cai. Asta e o discuție pentru un alt review, eventual dacă voi primi mașina aceea la test, vom vorbi despre ea. Mașina de test a noastră este, așa cum vă spuneam, o echipare limited, care are sub capotă un motor benzină 1.3 în 4 cilindri, important de menționat chestia asta, turbo, bineînțeles, combinat cu o cutie de viteze automată. Acest motor dezvoltă 150 de cai putere și până la 270 Nm cuplu maxim motor.
E un propulsor decent, după părerea mea. V-am spus, în această echipare, pe această mașină are 150 de cai, dar există și o variantă de 130 și pe Jeep Compass mai găsești un motor de 1.6 tot cu 130 de cai. Și cam ăsta este singurul motor pe care poți să ți-l cumperi pe Compass. Acum, o să-ți cumperi cu acest motor cu o cutie manuală sau cu o cutie automată cum e cea pe care o avem noi aici. Problema este că versiunea de 150 de cai acestui motor 1.3 nu este disponibilă decât cu o cutie automată. Și aici vine prima dezamăgire, pentru că cutia asta automată nu este chiar ce trebuie. E o cutie cu 6 rapoarte cu dublu ambreiaj, dar e destul de ezitantă, mai ales în trafic greu. Schimbă vitezele destul de greu pentru o cutie cu dublu ambreiaj, deci pur și simplu dacă accelerezi mai tare, simți când schimbă viteza și când decuplează motorul de la cutie și când cuplează din nou și e o distanță destul de mare între ele. În afara orașului nu e o problemă atât de mare decât în momentul în care vrei să depășești mai din scurt. Pentru că tu vei apăsa pe accelerație și va dura puțin până mașina își va da seama dacă e nevoie să retrogradeze sau dacă poate continua în aceeași treaptă de viteză pentru că se află într-o gamă optimă de cuplu în funcție de nevoile tale de putere. În oraș, în schimb, pe retrogradare și în trafic foarte greu, cutia va fi destul de ezitantă, va intra în procedeul numit clasic de americani. Îmi pare rău că tot folosesc termeni americani, dar e defect profesional, scrie foarte mulți ani în limba engleză. Se numește gear seeking sau gear hunting. Când nu știe exact în ce treaptă să meargă, fiind o cutie cu doar 6 rapoarte, se simte uneori o bâlbâială, mai ales în trafic greu la viteze mici. Uneori chiar sacadează mergând foarte încet și dacă accelerezi ușor, iarăși vei simți o ezitare din partea ei. Nu știe exact cam când să schimbe. Nu este cea mai bună cutie de viteze, dar din acest motiv v-aș recomanda să vă luați cutia manuală. Sincer, eu în momentul de față vă recomand pe mașina asta să vă luați o cutie manuală. Pentru că motorul, sincer, mi se pare cât de cât ok. Ai 150 de cai și o caroserie de 1460 de kg. Deci Jeep Compass nu este o mașină foarte grea. Și 100 de cai pe tonă e un raport optim, vă spun eu. E un raport ok. Este cât ai avea pe un, ca să pun în termeni mai cunoscuți, cât ai avea pe un 320D46, da? 150 de cai la o tonă jumate. Cam atât. E ok, mașina se mișcă decent. Nu poți să spui că e super rapid, dar e ok. Problema este că această cutie de viteze nu ajută motorul deloc. Adică am întâlnit mașini cu motoare mici care, mă rog, pentru caroseria lor, care nu te-ai fi așteptat să facă față, dar ajutate foarte mult de cutia de viteze. Un exemplu în sensul ăsta este Porsche Macan. Porsche Macan cu motorul de 2.0 turbo este practic un Q5, da? V-am spus asta și în review. Dar cutia PDK pe care o are ajută motorul ăla extraordinar de mult, pentru că până la urmă multiplicarea forței motorului depinde cel mai mult de cutia de viteze. După cum am zis deja, problema este că acest motor de 1.3 cu 150 de cai nu este disponibil cu o cutie manuală în România. Dacă vrei manuală, maxim 130 de cai. Și la 130 de cai ar putea să nu mai fie destulă putere pentru o caroserie și o mașină atât de mare per total. Dar sunt foarte multe lucruri care îmi plac la mașina asta. V-am spus deja că interiorul mi se pare foarte bine finisat. Îmi place garda la sol foarte înaltă, mai înaltă decât în cazul tuturor rivalilor. Și dacă e să revenim puțin la cutia de viteze, să știți că nu este o lume perfectă în acest segment din acest punct de vedere. Pentru că și pe cutia cu dublu ambreiaj de pe Sportage sau de pe Tucson sunt câteva probleme de genul similar cu asta. Nu sunt la fel de pronunțate, dar sunt niște probleme și acolo. La fel și pe cutia de pe 3008 sau C5. V-am mai spus, ISIN-ul acela, care nu e dublu ambreiaj, dar are niște ezitări în primele trepte de viteză. Singura care e cât de cât ok, mă rog, chiar se ridică deasupra tuturor din acest punct de vedere al transmisiei, este Tiguanul cu al său DSG, care are și el bubele lui, dar din punct de vedere al utilizării zilnice, al fluidității, e cel mai ok dintre toate. Bun, revenind la ce îmi place la mașina asta. Garda la sol foarte înaltă, îți permite să abordezi foarte multe porțiuni destul de ciudățele și este mai înaltă decât în cazul tuturor rivalilor.
Asta te ajută, da, nu ai tracțiune 4x4, ai tracțiune față, dar iarna, vă spun eu că dacă pui un set de cauciucuri de iarnă foarte bune pe mașina asta, nu o să ai niciun fel de problemă, niciun fel de zăpadă. Îmi place designul ei, arată foarte impozant, foarte bine, iese în evidență, are caracter în oraș. Îmi place sistemul de infotainment foarte mult la interior. Îmi place grafica instrumentarului de bord. Sistemul audio este o revelație pe mașina asta. Deși e sistemul de bază cu 6 difuzoare, nu e un producător fancy, se aude foarte bine sunetul în mașina asta. Are un sunet foarte bun. Ar fi fost super plăcut dacă panourile ușilor nu ar fi vibrat la anumite frecvențe, nu întotdeauna vibrează, la anumite frecvențe, plasticul acesta rugos și tare din partea de jos unde sunt difuzoarele, vibrează uneori. Dar, per total, sunetul este foarte, foarte bun. Îmi place poziția la volan și comportamentul rutier și cel mai mult suspensia. Suspensia pe această mașină, iarăși, a fost o surpriză pentru mine. Inițial am crezut că am de-a face cu o punte rigidă pe spate, dar nu e cazul. Avem McPherson pe față, punte multilink pe spate și mașina se comportă foarte bine. E un pic mai rigidă decât media segmentului, dar avem și roți pe 19 opțional pe mașina asta. Cu roțile pe 18, probabil că ar fi ceva mai confortabilă. În același timp, forma caroseriei acestei mașini este un pic bombată și dacă îi pui roți prea mici, s-ar putea să arate ciudat un compas cu roți ceva mai mici. Dar, per total, echilibrul este foarte bun. Îmi place suspensia, super silențioasă, nu prea auzi că lucrează, nici peste grup ceva mai nasoale. Și te-ai aștepta la chestia asta de la un Jeep, care până la urmă sunt mașini cunoscute pentru cât de fiabile și rugoase sunt și sturdy așa și super, pe care te pui super baza. Deci suspensia izolată bine, absorbe imperfecțiunile foarte bine, deci nu am văzut o groapă mai mare, mai mică, riduri mai mici, mai mari, care să-i pună probleme suspensiei de pe mașina asta. E foarte impresionant. Pe lângă asta, v-am spus, e super silențioasă și îmi place mult suspensia, un pic mai rigidă decât media, nu e o mare problemă. Nu poți să ai iarăși așteptări foarte sportive de la mașina asta. În primul rând, nu ajută cutia, după cum am vorbit deja, chiar și în modul sport nu face mare diferență. Ai 150 de cai, nu e foarte mult, tracțiune doar față, mașina se va înclina în curbe. Vei avea ruliu, vei avea și caracter subvirator, dar nu pentru asta a fost făcută mașina asta, să mergi la curse cu ea. Gândiți-vă că face 109,2 secunde. În rest, în schimb, dacă mergi normal cu ea, își va menține atitudinea elegantă în majoritatea tipurilor de secțiuni de drum. Depășiri cu ea vei putea face până pe la vreo 120 de km la oră, dar trebuie să te pregătești un pic înainte să apeși ceva mai hotărât pe pedala de accelerație înainte să ieși în depășire, ca mașina să-și dea seama că trebuie să retrogradeze. Deci, la un moment dat te obișnuiești și cu această cutie de viteze, dar îți ia un pic de timp. Și da, în afara orașului este bine izolată fonic, nu ai o problemă din punctul ăsta de vedere. Chiar îmi place mult, îmi plac foarte multe chestii pe mașina asta. La sfârșit, hai să vorbim și de consum și de prețuri, pentru că până la urmă planul dictează, da? Bun. Consumul pe această mașină, rețineți, e un motor de 1.3, dar este în 4 cilindri, pentru că spre deosebire de anumiți rivali care au motoare în 3 cilindri, mașina asta chiar este bine echilibrată, motorul e bine echilibrat, nivelurile NVH sunt ținute bine în frâu. Deci dacă stai pe loc cu motorul pornit, ar putea să ai o surpriză că nu-l auzi, nu-l simți. Bun. Consumul în oraș a fost în jur de 11. Asta e. București, am mers normal 100 de km, mi-a luat undeva la 5 ore să-i fac consumul, cu opriri, cu plecări, cu astea. În afara orașului, pe DN, unde suntem și acum, la o viteză medie de 73 de km la oră, consumul a fost în jur de 7, iar pe autostradă, la 130 fix, consumul a fost de 8,4. Da, e un pic mai mult decât probabil v-ați aștepta, e un pic mai mult decât ar consuma un diesel, e normal. Marele avantaj pe care îl are Tiguanul, de exemplu, este că încă mai oferă diesel în gamă și e o opțiune foarte, foarte importantă, demnă de luat în calcul. Mai găsești diesel și pe Grandland și pe 3008, dar începe să dispară treptat din oferta producătorilor. Astea sunt consumurile, prețurile. Prețurile în România pentru compas încep de la undeva la 27.000 de euro, preț de listă. Mașina pe care o testăm noi, fiind de echipare limited, cu încă vreo 3 opționale, de vreo 1000 și ceva de euro, 1500 de euro, e 31.000 și un pic.
Dar în momentul de față, ăsta este prețul de listă, da? În momentul de față, Jeep Auto Italia, importator oficial, oferă niște discounturi la momentul filmării, apropo că e posibil ca acestea să dispară până public eu clipul, oferă niște discounturi, prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească un client pentru a pleca cu mașina asta din showroom e mai aproape de 28.000 de euro, de la 31.000. Este fix în limita segmentului, sunt și opțiuni mai ieftine, e adevărat, poți să-ți iei un Sportage mai ieftin. Bine, Sportage-ul nou abia a fost anunțat, fără rămâne de văzut ce primim pe el. Există și Tucson în acești bani, există și Qashqai, cum vă ziceam. Competiția este acerbă aici. Jeep știe că în Europa nu o să vândă foarte mult, pentru că asta e, dar mie îmi place mașina asta pentru că are foarte mult caracter, îmi place designul, suspensia foarte mult, sunetul foarte mult, dar are și ea anumite echipe. Dacă puteți să treceți peste, nu știu, luați una la test, mergeți cu ea, îmi spuneți, veniți după aia, dacă vă interesează un SUV compact de segment ce cum e asta, veniți după aia la mine și îmi spuneți, Gabi, uite, eu am mers cu ea, nu ai dreptate, eu mă pot obișnui cu cutia de viteze, sau Gabi, mie mi se par resursele super ok ale motorului și așa mai departe. N-am nicio problemă cu asta. Eu aici vă prezint optica mea, pentru că n-am cum să fiu obiectiv 100%, nimeni nu poate fi obiectiv 100%, toți suntem subiectivi până la un punct, da? V-am spus ce-mi place, ce nu-mi place, voi decideți în consecință. Important este să mergeți să testați mașinile astea, să negociați, să vedeți ce prețuri obține și apoi să comparați cu restul rivalilor din segment. Acestea fiind spuse, ăsta a fost review-ul meu cu Jeep Compass. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-a plăcut, sper că vi se pare util. Dacă vi se pare util, dați-mi un like, dacă nu, dați-mi un dislike. E la latitudinea voastră cum interacționați cu mine. Lăsați-mi și în comentariu, spuneți-mi ce părere aveți despre Jeep Compass. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru a-l susține mai departe. Ciao!